Bună ziua! Astăzi vom face icre false din semințe de chia. Este o rețetă foarte simplă, rapidă, ușor de făcut, o rețetă vegană, de post, care, zic eu, este la fel de gustoasă ca cea originală. Pentru această rețetă eu am folosit 50 de grame semințe de chia, 100 de ml de lapte vegetal, o ceapă medie, 150 de grame de maioneză vegetală, sare, după gust. Pentru început punem semințele de chia, 50 de grame, în cele 100 de ml de lapte vegetal. Eu am folosit un lapte de soia, dar puteți să folosiți oricare alt lapte vegetal. Aveți. Punem acest lapte cu semințe de chia într-un bol mai încăpător. Vedem că deja semințele încep să se gelatineze. Le lăsăm 5-10 minute să se gelatineze. Apoi adăugăm maioneza vegetală, 150 de grame. O să vă las în descriere rețeta la maioneza vegetală, cei care nu știu să o facă. Punem sare după gust și ceapa tocată mărunt, tăiată mărunt, o bucată medie. Eu am pus o ceapă roșie, pentru că îmi place mai mult ceapa roșie. Dar puteți să puneți și ceapă albă. Amestecăm foarte bine și salata de icre este gata. O punem la frigider pentru minim 30 de minute și apoi o putem servi. Eu am servit-o pe felii de pâine de hrișcă, chifle de hrișcă cu roșii. Vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!